Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bun găsit la o nouă ediție Bezei Life, o ediție pe care o așteptați cu nerăbdare, știu, în fiecare săptămână, pentru că joia ne întâlnim cu părintele Calistrat Chifan de la Mănăstirea Vlădiceni din Iași. Am ajuns în ziua de joi, părintele este deja în studioul nostru, iar astăzi vom aborda o temă sensibilă, respectiv ce presupune renunțarea la călugărie. Practic, cât de mare este păcatul atunci când cineva renunță la viața monahală. Ne va povesti părintele despre toate acestea în ora următoare. Sărut mâna! Bine ați revenit la noi! Bine v-am găsit! Mulțumim la cei ce ne ascultă și eu aș începe întotdeauna în mod pozitiv. Așa îmi spunea când eram la spital cu COVID-19. Sunteți pozitiv? Zic că am fost pozitiv tot timpul. Ce vreau să spun? Mai întâi să știm câteva detalii despre taina călugăriei. Este un subiect controversat și în lumea laică, și în lumea neocreștină, și în lumea occidentală, și în lumea necreștină, și în lumea poate ateie, dar noi știm prea bine, dacă ne ducem în lumea islamică, găsim acei derviși sau un fel de pusnici celibi, dacă mergem în confucianism găsim, sau în asta în budism, găsim acei călugări ai lor, tibetani sau budiști. Mai în toate religiile există acei înțelepți sau consacrați, ca să spunem. De fapt, ce este călugăria? Mântuitorul Iisus Hristos a spus scurt, dacă vrea să vină cineva după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea sa și să-mi urmeze mie. Asta este definiția călugăriei. A urma lui Hristos cu toată credința și a te lepăda de sine. Și cum spune acolo? Cel ce lasă mamă, tată, frate, soră, holde, soț, soție, copii, case, averi, țarini și îmi urmează mie, vrednic este de mine. De ce le înșiruiește în modul acesta? Le înșiruiește în modul acesta ca omul să înțeleagă că lepădând lumea cea trecătoare, împlinește cea de-a treia ispitire a lui Iisus din muntele Carantania. Ce i-a spus satana în muntele Carantania? Omule, dacă tu te închini mie, toate bogățiile acestea ale lumii ți le voi da ție. Și ce i-a spus Domnul Hristos? Înapoi a mea, satană. Domnului Dumnezeului tău să te închini și lui unuia să-i slujești. Adică nu este ceva mai sus decât Dumnezeu. Acum mergem în a doua definiție. Spune Mântuitorul Iisus Hristos, cel ce-și cruță sufletul, îl va pierde. Ce înseamnă cruțarea sufletului? Viață boiemă, viață mondenă, viață distractivă, viață relaxată, viață tumultoasă, viață, mă rog, numai distracție, plăcere și voie bună. Dar spune așa, cel ce își pune sufletul pentru mine și Evanghelia mea, acela îl va mântui. Ce vrea să spună aici Dumnezeu? Că cine mărturisește pentru mine înaintea oamenilor, și nu se rușinează de mine și de cuvintele mele ale Evangheliei, nici eu nu mă voi rușina în slava Tatălui când voi fi cu Sfinții Îngeri. Iată a doua definiție a călugăriei. Inclusiv uniforma este o mărturisire, inclusiv prezența în mănăstire, care este o formă de viață adusă de Îngeri din cer, Sfântului Pahomie, s-a arătat Îngerul în pustie, el este începătorul vieții de obște, Pahomie cel Mare, care i-a spus să-i pui pe călugări încete după înțelepciunea lor. Pe cei ce știu bine psalmii, să-i însam cu litera A, pe cei alfa, pe cei care sunt buni praviliști cu beta, teta și așa mai departe. Fiecare călugăre lui Pahomie n-avea mulți, 5.000 în obște, deci nu 5, 3, 4, 10, cum vedem astăzi, ca drept dovadă, că a slăbit această chemare duhovnicească. Și ce făcea? Fiecare călugăr îi spune așa îngerul, să poarte o haină de lungă, în primul rând să fie protejați de șerpi, din pustie și de căldura și de arța soarelui, să poarte un cojoc noaptea, câteodată noi îi spunem rasa astăzi sau haina veseliei, pentru că era frig noaptea și să fie încinși cu funie sau cucurea, să aibă un cuculiu pe cap sau culion, cum îi spunem noi, sau fes în termen românesc, și să aibă ața cu mătănii, să se roage cu rugăciunea minții, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, milește-mi păcătosul,
sau Doamne Iisus Pelar, Doamne Iisuse Hristoase, Fiule și Cuvântul Dumnezeu, pentru rugăciune prea curată, Maici, și a tuturor Sfinților Tăi, miluiește-mi păcătosul. Apoi Îngerul Sfântului Antonie arată și cum se face metania ca să nu mai vină diavolul să-l ispitească pe călugăr, că-i strica lucru și lucrarea pe care o făcea. Antonie este cenobitic, e cel cu pusnicia, 2-3, care se nevoiesc de sine. Pahomie este cu obștea. Ce înseamnă viața de obște, spune Sfântul Teodor Studitul? În viața de sine se mântuiește unul din 500. De ce? Pentru că acolo cam faci ce vrei tu. În schimb, în viața de sine, în viața cenobitică, pe când în viața de obște, spune Teodor Studitul, se mântuiesc miile. De ce? Că acolo este un stareț care coordonează, este un econom care coordonează și mănăstirea merge într-o anumită rânduială și e atât de fin lucrarea, că am să vă spun o glumiță, să o las drept poveste, dar ea este o frumusețe. Într-o mănăstire de fecioare desăvârșită, atât de ascultătoare erau călugărițile, încât niciun strop de apă nu-l beau fără binecuvântare. Blagoslovește Maică stareță să beau apă. Și bucătarul a zis într-o zi, bucătarea sa, a zis unei ucenice, mergi în grădină și adu niște salate proaspete, dar vezi să nu fie amare. Ei, ultima parte a cuvântului nu s-a potrivit cu începătorul care nu înțelegea taina. Și începătorul s-a dus în grădină și a început să piște câte un picuț dintr-o salată, să guste, să vadă care nu-i amară. Și când a înghițit una din salate, s-a demonizat. L-au chemat imediat pe Ava Pitirim din pustie și a spus, una din surorile noastre astăzi a pătimit o nenorocire, s-a demonizat. Sfântul Pitirim s-a uitat asupra ei, a făcut semnul crucii, a văzut diavolul cum a fugit, a zâmbit și a zis, da, a gustat salată fără blagoslovenie și diavolul se odihnea la soare pe frunza aia. Deci iată ce chestiune. E un SF-ul, nu pentru lumea modernă. Au, ce prostii, ce invenții, ce porcării. Deci atât de fină este taina ascultării. Și atunci, după această definiție călugărească, merge mai departe. Spune Vasile cel Mare, o heruvim și serafim cu trup pământesc înconjurați de îngeri, îngerii lui Dumnezeu. De ce? Se spune că la tunderea în monahist, când depui acest vot al fecioriei, al curăției, al sărăciei, adică să nu fii bogat, să nu stai să faci averi, am fost judecat de multe ori, au spus, bă, care de-a bani, căutați-i, frate, și luați toate conturile, bă, care de acasă, căutați-i și luați-le pe toate. N-am, mă, mintea mea e prea sănătoasă ca să mă bag în prostii ieftine. Și ce-au făcut? Au venit 7 îngeri și au stat lângă călugăr și l-au vegheat. Acum vine și ne spune Sfântul Varsanufi al pustiei. Dacă ar ști lumea cât de mare este strălucirea călugărească, toată lumea s-ar călugări. Vine și spune tot Sfântul Varsanufie, dacă ar ști lumea câte ispite sunt în mănăstire, nimeni nu s-ar mai călugări. De ce? Pentru că în lume diavolul e ca un mielușel. Și de ce e ca un mielușel? Bea un om, și ce dacă a băut? Ia pune un călugăr beat, să vezi, toate televiziunile imediat l-au monitorizat și 3 zile numai asta îți arată. Călugărul bețiv, călugărul curvar, călugărul hoț, călugărul care înjură, care joacă, care face, care drege. Ei, pe când în lume, un prost n-are minte. Adică e tratat cu totul altfel. Deci păcatul se multiplică ca valoare pe valoare. Una este să cad, cum spune Sfântul Amun, să ne rugăm, fraților, că în seara aceasta un mare astru al pustiei a fost înșelat de diavolul. Diavolul, când ajunge la măsuri înalte, vine către om în mod vizibil. Pentru noi sunt povești. Pentru mine n-ar fi povești, că aș avea vreo 2-3 experiențe și aș ști eu cam cum vine și te atacă, are școală foarte bună. Dar ca să-l vezi față în față, mor de frică. Pentru că e negru și urât. Și nu numai că e negru, e hidos. Pentru dar l-a văzut are... cineva vreodată? Cum? L-a văzut? E, câtă lume nu l-a văzut? L-a văzut și chiar oameni simpli din popor. Ce vreau să vă spun? Lucrarea diavolului este atât de subtilă și atât de fină, spune Simeon Nou Teolog, încât te lovește cu atâta tactică că te-ai dărâmat. Și ce înseamnă căderea diavolească? Afară de patimile grosolane, dacă luăm pe Sfântul Martinian, n-a știut dracu cum să-l arunce în desfrâu,
Și ce a făcut? I-a pus o năframă și o sandală de femeie la ușa colibii și a zis, cred că a mâncat-o fiarele, săraca Dumnezeu să o ierte. Și a început să se roage pentru ea până i s-a prins ușor inima. A venit noaptea diavolul, părinte, părinte, salvează-mă că mă mănâncă fiarele pustii. Dar era diavolul în chip de femeie, e preînchipuit. I-a dat drumul chiliei, l-a aprins cu trupul cu desfânarea și când a văzut Martinian ce se întâmplă, a zis, mă, cât de bărbat aș fi eu și cât de femeie ar fi ea, parcă războiul ăsta nu-i chiar atât de cinstit. Și s-a pus cu tălpile în foc și a zis, drace, dacă ești tu, vino lângă mine, că dincolo o să stăm amândoi. Și diavolul a dispărut și a trecut războiul desfrâului. Dar era Ava Martinian, cât să bagă azi cu tălpile în foc. Alt Ava al pustiei a crescut un ucenic curat și fin și l-a luat prima dată în cetate, după el să ducă rucodelii. Și a zis pruncușorul când a crescut în pustie de tinerel, feciorel, necurat, când a văzut femeie că erau frumoase, a zis, da, ce e? Și bătrânul a zis, drăcușori, dar noi nu ne putem cumpăra unul, el era atât de inocent, că nu știa ce înseamnă. Și a zis, nu, ăștia ne bântuie chilia. Dar totuși e frumos, nu pare violent, da, e frumos, dar e periculos. Pleacă ochii în jos și uite-te numai în pământ, că ești făcut din femeie. După aia, o altă formă înaltă, ca să vedeți ce puternică e călugăria. Stătea unul iad și se văita. Deodată a început să râdă. Și toți au zis, cum, te perperești în focul iadului și tu râzi? Da, râd. De ce râzi? Peste 50 de ani, din neamul meu, unul se va călugări. Și atât de puternică rugăciune are, că înaintea lui Dumnezeu va scoate tot neamul lui din iad. Și printre ea mă număr și eu. Deci, Sfântul Macarie se întâlnește cu Tigva, îi linească în pustie și o bate cu piciorul. Și Tigva îi spune, nu mă lovi, Macarie, rostește o rugăciune pentru mine. Dar tu cine ești? Eu sunt un păgân, un popă idolesc. Și unde ești? În iad. Și unde stai? Pe capetele creștinilor care au cunoscut legea și au călcat-o cu bună știință. Și zice Tigva, Macarie, știi ceva? Când faceți voi parastasul pe pământ la liturghie, o clipă se opresc muncile iadului. Iar când coborâți pe Hristos în sfânta pâine la epicleză, se luminează tot iadul. Deci iată ce puternică este lucrarea rugăciunii. Acum începem să ieșim din această sferă mistică unde v-am băgat, am vrut cei ce ne ascultă să înțeleagă cam ce înseamnă călugăria. Care e conceptul modern despre călugărie? E ipotent, nu-ți pricepe la femei, e prost, e frustrat, e timid, e handicapat, are vreo boală, nu poate face copii, n-are succes la femei, e urât, e strâmb, e ghebos, cam ăștia ar trebui să îmbrățișeze viața monahală. Ei, întâmplarea face că nu e chiar așa. Sunt oameni destul de deștepți, sunt oameni destul de destoinici, destul de pregătiți, destul de frumoși, destul de luminați, destul de vrednici, destul de demni, nu se pune problema aceasta. În schimb, problematica se pune în felul următor. Avem tineri frumoși și mondeni, avem fete frumoase și mondene, fac căsătoria anului, fac nunta anului, au dragostea anului, au copii, au fericire, sunt publicitați, sunt arătați, sunt mediatizați, sunt dați ca exemplu, sunt luați ca modele. Și la un moment dat ce apare? Divorțul. Motivația? Încetarea iubirii, evident. Când nu mai există o chimie interioară, sufletul s-a rupt și s-a golit. Și ce numim noi aceea? Eșec. Vai de mine, dar prin ce nenorocire a trecut. Vai, dar ce s-a întâmplat. Ei, vedeți, astea le tratez cu indiferență. Când vine cineva și îmi spune, părinte, vreau să vă dau o veste tristă. Soțul a dat divorț. Și întreb, era gospodar? Nu prea, bea. Te bătea? Da. Avea grijă de copii? Nu prea. Lasă-l să se ducă. Stai liniștită. Ai scăpat de o grijă în plus. Vezi de treaba ta, caută-ți servici, vezi-ți de copilaș și stai calbă. Poate vreodată să găsi un om și pentru sufletul tău. Da, părinte, dar încă îl mai iubesc. Ei, dacă vă place sadomasochismul, chinuiți-vă. E treaba dumneavoastră. Așa este și în viața călugărească. Ai venit cu râvnă,
ai intrat în mănăstire, te-ai îndrăgostit, ai îmbrățișat Patericul, poate ai citit Patericul Atonit, Patericul Românesc, Patericul Egiptean, Patericul de la Ohrida, Patericul de la Sinai, Patericul de la Pecelsca, Patericele grecești, Patericele sârbești, Patericele rusești, toate, și ai văzut numai minuni. În mănăstire, acum recent s-a scris o carte frumoasă, este extraordinară, se numește Sfinții Nesfinți. Adică ce înseamnă să fii sfânt fără să fii sfânt. Și o să spuneți, ce e asta? Păi este asta. Inclusiv actoriile pe care le joacă dracu cu călugării și îi răstoarnă și se ridică și cad și se ridică și cad și se ridică, sunt tot semne ale sfințeniei. Tocmai abandonul total al vieții călugărești, acela este eșecul total sau divorțul de Dumnezeu. Deci fata dă divorț de soțul ei, e un eșec, soțul dă divorț de soția lui, e un eșec, călugurul dă divorț de mănăstire sau de obștea lui și e un eșec, călugurul dă divorț de Dumnezeu sau de Maica Domnului sau de biserică și e un eșec. Biserica nu dă divorț de ei niciodată. Este un canon al Marelui Vasile care spune așa, ori de câte ori monahul se va întoarce la metania sa, să fie primit cu dragoste și cu iubire. Adică există șansa mântuirii. Și aici acum vorbim despre aceste întâmplări. Care sunt de obicei, motivațiunile? Cred că cea din tâi motivațiune este focul scurt. Te-ai încălzit, ți-a plăcut, ai mers la slujbă, te-ai antrenat. Da, noi știm prea bine și când pregătești un spectacol, și când pregătești o piesă de teatru, și când pregătești un film, regizorul, cinematografia, muncesc. Ei, așa e și viața de mănăstire pe care o vezi. Tu vezi duminica, Sfânta Liturghie, vezi călugării îmbrăcați frumoși, vezi călugării că se întrec la strană în cântare, în citire, preoții în slujire, predicatorul să predice, psaltul să cânte, tot o atmosferă, cum spun oamenii când vin în mănăstire. Părinte, m-am umplut de pace și de bucurie. Ei, rodul acelei păci care vine acolo în mănăstire când vii tu la slujbă este nesomnul bucătarului, nesomnul grăjdarului, nesomnul grădinarului, nesomnul paraclisierului, nesomnul strănarului, nesomnul preotului slujitor, nesomnul citețului, nesomnul tipicarului, nesomnul starțului, care stau și veghează ca toată această instituție să curgă în mod normal și toate să fie făcute după rânduială. Și să luăm așa o zi de mănăstire să vedeți cum decurge ea. Te scoli dimineața la 6, trebuie să știu să te speli, să te îmbraci, să zici o rugăciune dimineții, cam pe la 6:30 te duci și descui biserica și primul lucru ce faci? Aerisești un pic și dai cu tămâie pentru că ești în casa lui Dumnezeu, faci câteva mătănii la icoane, apoi te duci frumos și pregătești apa de slujbă, lumânările de slujbă, prescurile de slujbă, vinul de slujbă, pui cărțile la strană, vezi ce urmează, ce zi este, ce trebuie făcut. Vine tipicarul și se uită de dinainte în tipic și el cu vreun sfert de oră ce trebuie citit. Vine preotul slujitor și începe proscomidia, vă două ceasuri și trece prin pomelnice, prin cereri și le pune pe sfântul disc. Apoi vin citețe și încep cu pravila dimineții, cu acatistul, cu cererile, cu ceasul 3, cu ceasul 6 și se face undeva între 9 și 10. Și începe dumnezeiasca liturghie, care ține și ea vreo oră jumate în mod mai rapid și poate două ore într-un mod mai lent, dacă e un începător, e un evlavios, e un mai liniștit, nu se grăbește. Și după ce ai făcut toate astea, se face ora 11, poate. La ora 11 te duci și iei masa, te mai învârți de două ori prin chilie, îți schimbi hainele de biserică și ieși la muncă până la ora vecernie. Mănăstirea are și o curățenie, are și o grădină, are și o gospodărie, are și o bucătărie, are și o trapeză, are și o ogradă, ai și credincioși, ai și vizitatori, ai și cumpărători, ai și oameni la spovedit, și oameni la împărtășit, și oameni la citit, și oameni cu o problemă. Mai vine, mai este o problemă administrativă pe care starețul trebuie să o rezolve, cu o construcție, cu un gard, cu o reparație, cu alimentare, cu facturi, și acolo este o ordine totală. Deci nu-i harababură, este o instituție fiscalizată a statului, unde orice ban să tai într-o chitanță de venit, orice cheltuială să tai într-un bon fiscal, să faci un jurnal de casă, să faci o execuție bugetară la sfârșit de an, să faci o
documentație de acte justificative pe fiecare lună, se înregistrează tot, se trimite către protopopia, de acolo se trimite la contabilul centrului superior, cum e mitropolia sau episcopia sau patriarhia, depinde în ce zonă te afli a mănăstirii, cu mănăstirea, și de acolo îți vin celelalte probleme. Îți vine statul de plată, că am primit o întrebare. Nu că am luat apărarea profesorilor, am arătat un punct de vedere pentru care dascălii nu trebuie să cerșească dreptul lor. Și cineva a scris, dar ce vă și voi, popii nesătui de bani, vă dați cu părerea? Și am spus, băiatule, popii sunt și ei ca și profesorii de mai multe feluri. Avem profesori de înaltă calificare, universitari sau doctori sau conducători de doctorate sau șefi de catedră, conferențiari, care, da, într-adevăr, poate își permit un salariu mai strălucit. Dar profesoratul nu începe în universitate. Profesoratul începe în comuna Xulescu, care nu are drum cu asfalt, icor, piatră și când plouă intri în glot până la genunchi. Are o comună în care oamenii poate sunt săraci, n-au după ce bea apă și tării un copil la școală cu o pereche de papuci rupți sau câteodată flămând, sau poate întârzie și nu vine, sau poate un copil mai obrăznicuț, sau un copil care nu învață, sau un copil care nu iubește prezența, sau un copil care nu iubește școala, sau e cu un deficit de atenție, sau e cu un comportament mai irascibil și profesorul ăla trebuie să o facă și pe pedagogul, și pe mama, și pe tata, și pe psihologul, și pe părintele, și pe educatorul, și pe toate. De acolo începe școala. Și nu-l poți trata pe cel ce scoate copaci din pădure. Repet, nu-l poți trata pe cel ce scoate copacul din pădure cu 2500 de lei salariu, cu cel ce dă mobila culac, care are 7000 salariu. E o diferență. Deci așa este și în lumea preoțească. Poate un protopop, un profesor doctor, un profesor preot, un conferențiar, poate că are un salariu mai mare, dar majoritatea preoților trăiesc foarte modest. Satele sunt goale. Tineretul a plecat spre străinătate și a emigrat să mănânce o bucată de pâine când avea să moară de foame la mila guvernului cu ajutor social de 250 de lei pe lună. Și atunci unele biserici au 5 oameni la slujbă, 10 oameni la slujbă, 30 de oameni la slujbă, 20 de oameni la slujbă, 50 de oameni la slujbă, 10 oameni la slujbă, un om la slujbă. Câteodată n-are nici din ce plăti uleiul din candelă și totuși preotul acela se străduiește să facă pentru satul respectiv un botez, o înmormântare, o liturghie, o dezlegare, un sfântul maslu și atunci sigur că nu se compară remunerarea celui de jos din talpă cu remunerarea celui de sus. De aceea, noi când avem Minister de Finanțe, Minister de Resurse Umane, Minister de Investiții, Minister de Cultură, Minister de Învățământ, ăsta e rolul lor, să gestioneze în teritoriu fiecare problemă așa cum trebuia, nu s-o cărpească după bunul plac a șmecherilor. Noi nu ne conducem nu nici după fițele NATO, războinicii lumii care lasă numai mizerie pe unde trec, nici după fițele UE care vin și ne bagă cu sila pe gât numai porcării. Noi trebuie să fim și umani, și normali, și firești, iar biserica are acest rol, iar monahismul chiar are acest rost. Spune Sfântul Serafim de Sarov, o călugărilor, armata de geniu a bisericii, care trebuie să apărați dogma dreptei credinței și să răspândiți poporului căile de dobândire a Duhului Sfânt. Cum e conceptul astăzi? Da, toți călugării sunt golani, toți călugării sunt borfași, toate maicile sunt curve, toți călugării sunt homosexuali. Frate, vino și stai o zi la mănăstire, vezi cu ce se ocupă călugării într-o lună, două, trei, și s-ar putea să-ți schimbi părerea. Așa cum eu aș putea bârfi un profesor sau un politician sau un doctor, cum spun unii, dar e un doctor prost, nu-ți pricepi la nimic, serios. Știi tu câtă școală a făcut, știi tu ce a învățat, știi tu ce știi. Dacă știi așa de bine, de ce ai mai venit la școală și nu înveți acasă? Dacă ești așa bun doctor, ce nu te-ai tratat acasă, ce mai ai nevoie de spital? Dacă cunoști atât de bine legea, de ce mai ai nevoie de judecător și de procuror? Nu excludem ideea de crengi uscate. În orice pădure există uscături, indiferent de forma ei, indiferent de locul social, vor exista scadențe. Dar aceste scadențe trebuie tratate ca atare. Prima formă este răcirea sufletului. Ți-ai pierdut sensul chemării. Nu te-ai regăsit.
Uite că într-un moment din ăsta, când eram tânăr, și eu am avut o experiență de genul ăsta. Aveam aproape un an de mănăstire, eram dat cu vacile pe deal acolo, cu oile. Și am zis, oare n-am greșit că am ales ideea asta? Și m-am pornit să mă duc la părintele Paisie Olaru, că trăia Dumnezeu să-l ierte, un mare sfânt contemporan. A dormit în 1990, prin 18 octombrie, și am ajuns la ușa lui. M-am pus pe prag acolo și am auzit din nuntru, eu eram un mucos, 22 de ani, când i-a zis Maicii Maria, o femeie foarte, cum se cade și sporită, o femeie cu frica de Dumnezeu, o mare trăitoare, vezi că e băiatul nostru de la vaci la ușă, dă-i drumul să intre. Și când am intrat, mi-a dat un cuvânt de folos fără să-l întreb nimic. Frate Costic, sunt două porți în mănăstirea asta. Una în vale, dacă te duci, te întâlnești cu dracul. Și unde te-a purta el, nu te mai poate întoarce nimeni. Dar una în deal, duce la munte. Dacă respecti psaltirea la munți, suflete, că de acolo vine izbăvirea, vei reuși. Mi-a fost rușine să-i mai spun ceva. I-am pupat mâna, am luat binecuvântare și am întins-o la ascultare. Și am trecut clipa magică. Dar de ce apar astfel de momente pentru tine? Păi apar pentru că avem și un război nevăzut. Deci noi nu-l putem exclude pe diavolul din ecuația ispitirii. În momentul în care intră în mănăstire, atunci realizează de fapt că este pentru totdeauna acest angajament? Dezideratul, până în clipa depunerii voturilor, poate fi schimbător. Deci poți să te reîntorci. Dar deși te reîntorci, vei plăti o oarecare poliță de asigurare lui Dumnezeu pentru îndoială, că Moise n-a văzut țara făgăduinței. Ilie trebuie să-l vadă pe Tabor, pentru că zice, Doamne, dar trebuie să-i pierd pe tăs, nu mai este niciun. Hai mă, Ilie, liniștit, tu ești prea vulnerabil. Mai sunt 7000 care se închină mie, adică nu ești tu singurul călugăr. Sfântul Pahomie l-a întrebat pe Sfântul Dumnezeu aceasta. Doamne, dacă tu ai spus că neamul ăsta călugăresc va slăbi, se va strica, nu va mai fi râvnitor ca la început, la ce ai mai făcut cinul ăsta? Și a zis, Pahomie, tu vezi de grija călugărilor tăi, că de treaba călugării port grijă eu. Până la sfârșitul veacului acest cin va exista, pentru că cei care trebuie să se mântuiască în acest cin trebuie să aibă unde să intre și să îmbrățișeze chemarea. Iar cei ce vor greși, eu mă judec cu ei când greșesc. Și să vedeți cum judecă Dumnezeu. Era un călugăr nepăsător. Leneș din calea afară. Stătea lângă un călugăr foarte râvnitor cu chilia. Și ăla toată ziua spunea, Doamne, n-aș vrea să fiu cum e călugurul ăla, n-aș vrea să ajung ca el, n-aș vrea să pățesc ca el, n-aș vrea să mi se întâmple ce îi se întâmplă lui, n-aș vrea să pățesc cum a pățit el. Și se întâmplă să moară întâi nepăsătorul. Și vede nevoitorul cum îngerii duc sufletul la cer. A nebunit pe loc. Nu se poate așa ceva. A căzut la rugăciune și, Doamne, zice, asta e înșelare de la draci. Tu ești în înșelare de la draci. Pe tot cel ce vine la mine nu-l voi da afară. Eu nu vreau moartea păcătosului, eu vreau ca el să se întoarcă și să fie viu. Eu n-am venit să judec lumea, să mântuiesc lumea. De unde știi tu că e de la dragi? Tu știi ce calitate a avut acest călugăr când a venit în fața mea și l-am întrebat, ce ai făcut omule cu sufletul tău o viață întreagă? Mi-a spus atâta, Doamne, n-am putut păzi toate cele călugărești. Dar un lucru l-am păzit cu strășnicie. N-am judecat să nu fiu judecat. Și am fost nevoit să-i dau drumul în rai. Că scrie în Scriptură, nu vei judeca, nu vei fi judecat. Deci iată ce simplă e mântuirea dacă crezi în Dumnezeu. Dacă ai nădejde în Dumnezeu. El s-a nevoit așa leneș acolo în chilia lui, așa și spune cartea de învățătură. Stai în chilia ta că te va învăța de toate. Mănâncă, avai perche, când ți-i foame. Bea când ți-i sete, dormi când ți-i somn, dar fă-o cu măsură, adică nu în obrăznicie. Să nu-l sfidezi pe Dumnezeu. Iar alt călugăr, la fel, foarte, cum să spun, foarte supărat pe viața călugărească. A venit un cutremur, a dărâmat mănăstirea, toți au plecat de acolo și el a spus, eu de aici nu plec. Stau în locul ăsta, dacă aici m-a trimis Dumnezeu. Și în bolta bisericii a rămas Preasfânta Născătoare Dumnezeu cu cei doi arhangheli, cu lanțul de la Policandru. Și el a agățat acolo o candeluță și mergea prin sat, cerșea un de lemn și punea în candela aia să ardă tot timpul.
Și a venit diavolul într-o zi și a zis așa, ce faci aici? Mă odihnesc. A plecat diavolul. A venit în altă zi, ce faci? Mă plictisesc. A venit în altă zi, ce faci? Trândăvesc. A venit în altă zi, ce faci? Contemplez. Iar a plecat. Și l-a ispitit diavolul vreo lună de zile. La o lună de zile, diavolul îi spune, aș putea să fac un târg cu tine? Ce dar să-ți dau? Cu ce să te plătesc? Cu ce să te ajut să pleci din locul ăsta? Da, ce câștig dacă plec din locul ăsta? Orice vrei tu! Lasă-mă până mâine să mă gândesc și mâine își cer oferta. Știa că este un pusnic sporit undeva și a pus toiagul în mână și brasa în spate și a plecat urgent la pusnic. Zice, bătrâne, trebuie să mă înveț un lucru. Azi a venit diavolul în chip văzut și mi-a zis așa, să părăsesc ruina aia unde stau eu și să plec de acolo că îmi dă orice. Nu. Fii șmecher. Când vine diavolul îi spui așa, dacă vrei să stăm de vorbă, întâi du-te și fă o metanie femeii celei din boltă care aprinde o candelă, el fuge de maica domnului dracu, n-o suportă. Și apoi, dacă vrei să plec eu de aici, garantează mântuirea sufletului. Și vezi ce-ți răspunde. A venit diavolul cu miereală, cu nu știu ce. Uite, știu un loc unde e o pungă de galbeni ascunsă. Poți să te îmbogățești, să ai tot ce trebuie, să trăiești viață mondenă, să nu-ți lipsească nimic, să ai tot ce-ți place. Nu. Eu vreau înainte de a sta tu de vorbă cu mine să te închin la femeia din boltă. Tu ești nebun? Eu cu tine am treabă, nu cu ea. N-am ce să discut cu ea. Dar de ce o urăști așa de tare? Că e tare blândă și cu minte. Eu de când stau aici doar cu ea mă mai iau. Zice să-ți dau să pleci de aici. Garantează mântuirea sufletului. Du-te încolo de nenorocit, asta nu-i mintea ta, tu ești prea prost. Trebuie să fie banditul ăla de pusnic din vale, numai el te-a învățat prostiile astea. Și a dispărut diavolul. Adică, vreau să spun că după învățătura filocaliei, cel mai rău călugăr dintr-o mănăstire este ca cel mai râvnitor mirean din lume. De ce? Tu în lume îți faci toate voile, mănânci când vrei, pleci când vrei, vii când vrei, te rogi când vrei, te distrezi când vrei. Călugărul acela rău în mănăstire, leneș, puturos, nepăsător, lăsat cu sufletul rece, că Dumnezeu îl încearcă și îl trece prin site, își taie voia să scoală la un program, merge la un program, face treabă că vrea, că nu vrea, mănâncă, că îi place, că nu îi place. Intră o rânduială. Iar rânduiala asta este atât de grea și este atât de greu de înțeles atât în lumea monahală cât și în lumea laică, pentru că nimeni, cum folosesc acum mai nou temerare, a, tipic, tipic și la inimă nimic. Nu, tipic, tipic, acolo e taina mântuirii. Era un hoț care a ochit o mănăstire cu muzeu, cu multe podoabe aurite și argint și pietre scumpe, icoane, evanghelie. Și a zis, eu trebuie să prad mănăstirea asta. S-a dus la poarta mănăstirii, deghizat cu hainele unui călugăr pe care îl ucisese sau îl îmbătase. I-a luat epitrafirul, i-a luat molitfelnicul, crucea, potcapul, papucii, tot. Și a venit, deschideț, semn din de la Dumnezeu, trebuie să intru la voi. Dar portărea s-a spus, stai așa, pusnice, că aici nu ești unde vrei tu, aici e o rânduială. Să mă duc să o anunț pe stareță. Stareța a spus așa, să aștepte la poartă. A sculat tot soborul, l-a îmbrăcat în haine călugărești, a scos prapurii, evanghelia, duhovnicul, au venit la poartă, i-au deschis poarta, l-a pus pe Ava, hoțul prefăcut popă, să sărute evanghelia, l-a înghețat. L-a dus în biserică, l-a pus să se închine, s-a închinat și el, după cum știa el, stareța nu l-a judecat, a zis că e din pustie, nu știe rânduiala mănăstirii, nu e o problemă. Și a spus, părinte, la noi e o rânduială, trebuie să dai un cuvânt de folos. Și el a zis, da, mare-i Dumnezeu, bun-i Dumnezeu, drept-i Dumnezeu, ținea și el minte așa auzite din copilăria lui. Și stareța a spus, da, Ava nu vorbește mult, el vorbește puțin, noi trebuie să înțelegem mai mult din ce spune el. Aici totul e contemplație. Și a zis, la noi e o rânduială acum. Trebuie să mergeți la stăreție, să luați masa și să vă spălăm picioarele. A intrat în stăreție, i-au pus niște fierturi acolo, el râdea în sinea lui, eu de la carne, de proțap, de vită, de berbec, stau să mănânc la muierile astea, niște buruiene prăjite și niște cartofi cruzi, copți.
Las că le arăt eu cine-i pusnicul. N-a fost cum a vrut el, pentru că e o rânduială. Stareț a spus așa, la noi este o rânduială. Trebuie să vă spălăm picioarele și să le ungem cu un de lemn, cum a uns femeia din Evanghelie Mântuitorului. A zis el, să ajung eu să mă spele niște femei prostuțe pe picioare. Asta da boierie. Femeile au spălat picioarele, l-au uns cu un de lemn și stareța a spus, la noi este o rânduială. Aduceți toți bolnavii din bolniță, acum în stăreție. A spălat primul ori pe ochi și i-a venit vederea, l-a înlemnit. A spălat primul paralizat și ăla i s-a făcut mâna sănătoasă. A spălat un olog, s-a ridicat și ăla de pe patul lui. A spălat un mut și a început să vorbească după ce a băut o gură de apă din lighean. Ăla încremenit așa, Doamne, ce m-am băgat, ce mi-a trebuit mie, gândea în sinea lui. Și aude glasul Îngerului Păzitor, ticălosule, te joci cu legile Dumnezeu. Rânduierile dumnezești nu sunt simboluri, sunt taine. Acum făgăduiește în mintea ta că te pocăiești, te duci în pustie, scrii tot ce ai văzut, duci hainele de unde l-ai luat și te faci ucenic la pustnicul respectiv. Dacă nu, mâine dimineață, căprăriile te prind, te divulg și stai cap. Când a auzit că e vorba de moartea lui, s-a cam speriat și a zis în zinea lui, da, accept. Învață-mă, îngerii, cum să scap de aici. Și a zis, fii atent, ridică mâna sus și zi așa, este o rânduială. Vestire din pustie, că se întâmplă ceva, trebuie să mă duc la cutare, frate, că îi primește. Stareța a spus, este o rânduială. Vă rugăm să binecuvântați toate maicile, să vă pupe picioarele și mâinile. Ăla în lemnit, acum era călugăr, nu mai era mirean, da, că da. Făgăduise îngerului. Da. Ca să vedeți ce înseamnă făgăduința. Nu ne jucăm cu, faceți făgăduințe și le împliniți Domnului, nu ne jucăm de-a regula. L-au condus până la poartă cu făclii, l-au condus cu cântări, au tras clopote, l-au închis poarta după ei și a zis, slavă lui Dumnezeu că așa mare pusnic a venit la noi și ne-a vindecat atâția bolnavi cu darul Duhului Sfânt. Acolo era rânduiala și credința. Ăsta s-a dus direct în pustie, a povestit totul și a zis pusnicul, tu te pui cu Dumnezeu și cu Duhul Sfânt. Așa e și cu asta. Dacă vrei să te pui cu Dumnezeu și cu Duhul Sfânt de-a curmezișul, te pui, dar nu știi ce se rezervă viața. Adică noi plătim orice greșeală cât de mică. Putem greși acum din nepăsare și Dumnezeu ne iartă. Ne dă timpul de așteptare, ne dă timpul de pocăință, ne dă timpul de îndreptare, dar tot dăm socoteală. Eram pateric o pildă în care un schivnic fugit din pustie s-a căsătorit, a născut un băiețel. Și pe când el se apropia seara de soția lui în mod firesc, copilul a bătut pe tată pe spate și a zis, tată, ce arde acolo pe spatele tău în semnul Sfintei Cruci? Era paramanul, loc unde stă acea icoană inscripționată care la călugărie ți se pune în spate și nu o mai dai jos niciodată. Trebuie să o porți cu tine tot timpul, oriunde te-ai duce, n-ai voie să umble fără ea. Că ăla e semnul cum e la militar, gradele, cum e la preot, epitrafirul, cum e la bucătar, șorțul, cum e la milițian, pistolul, cum e la judecător, roba, deci e o regulă. Da. Și atunci el și-a dat seama de greșeală și a fugit înapoi în pustie. Deci plecatul sau abandonatul, ca să spunem, acestei lucrări, noi nu putem abandona în mod samovolnic, așa, sau după ureche, cum ni se pare nouă, tocmai dintr-un motiv foarte bine, foarte bine gândit de Dumnezeu. 1. La călugărie spui de 12 ori așa cu ajutorul lui Dumnezeu cinstite părinte. În numărul celor 12 apostoli. Odată ești misionar, ești mărturisitor al dreptei credințe. Apoi spune acolo prin taina călugăriei cam această chestiune în rânduiala tunderii. Iată fiul aici de față stă nevăzut, Hristos și prea curata sa maică. Vezi dar că vei da socoteală nu de cele ce făgăduiești, ci de cele ce împlinești, dar ele sunt scrise de Sfinții Îngeri și îți vor fi aduse înaintea ta la judecată, adică când vom pleca la judecata de oștie. Și îl întreabă pentru ultima oară proiestosul, starețul, episcopul, cine îi face tunderea. Te făgăduiești cu darul lui Dumnezeu? Aici foarte tehnică și foarte tainică când a pus îngerul rânduiala asta a călugării. Nu s-a pus așa după urechea lui Pazvan de Chioru. Te făgăduiești în numele lui Dumnezeu ca până la sfârșitul vieții să trăiești în viață pustnicească păzind făgăduințele date, ascultând de mai marele tău către cel care ți-ai dat făgăduințe, adică către nașul de călugărie, că ai un naș,
și către cel care te atunci. Tu spui, da, așa cu ajutorul Dumnezeu, Părinte. Și acel da este echivalent cu daul de la Buna Vestire. Să-mi fie mie după cuvântul tău, iată roaba Domnului. Și atunci a avut loc întruparea. Deci în clipa când tu ai spus, da, cu ajutorul Dumnezeu, Părinte, tu din clipa aia te-ai declarat pusnic, monah, schimonah, sau ce ai fost uns. Prin ce chestiune? Pentru că starețul nu mai întreabă nimic cel care te tunde, ci ia foarfeca de pe Sfânta Evanghelie, pe care tu ai dat-o de 3 ori, îți tunde părul cricir și spune, se tunde robul lui Dumnezeu, monahul, și îți dă un nume. De ce să schimbă numele? Pentru că se naște omul cel nou. Poți să rămâi și cu numele de acasă, dar nu-i corect. Trebuie să ai un nume nou. Eu, de exemplu, la vremea respectivă, când eram eu tânăr, visam să mă cheme Caliope, Ciprian, mă rog, era nume, citisem eu vezi de sfinț, starțul a spus, nu, pe tine o să te cheme Calistrat, cum l-a chemat pe duhovnicul meu. Și ăsta e numele care ți-l pun. Și așa mi-a pus. Și într-adevăr am înțeles că se fac acum demersuri. În Timișoara, el a fost un mare misionar, prigonit de comuniști, a suferit surghiun, domiciliu forțat, a fost trimis în Banat la Vasiova cu forța. Se face deshumarea rămășițelor lui pământești, trebuie să vadă cum arată și cred că va fi propus de canonizare. Deci voi avea un urmaș, de un strămoș sfânt, căruia îi port numele. Ați întâlnit multe cazuri în care călugării să renunțe la viața monahală? Hai să spunem așa, un 10%. Uh-huh. Adică poate dintr-o 110, nu toți, nu. Majoritatea rămân în mănăstire, nu se pune problema. Dar apar și mici eșecuri, n-ai ce face. Adică e firesc și normal să nu se regăsească. Adică ei așa menționează, decât să stau în mănăstire și să greșesc, mai bine mă întorc în lume. Dar probabil își vor duce viața firească. Ei tot de un Dumnezeu au nevoie, tot de o rugăciune, tot de o credință, tot de o evlave, tot de o rugăciune, tot la ce ridică ochii. Probabil trec prin viața pământească puțin și când își revin, poate dacă au un copil o să crească, poate îmbătrânesc, poate Duhul Sfânt schimbă inima și după aia se pot întoarce. Au fost nenumărate cazuri, mai ales când a fost urâtul acela decret 410 din 1959, da, de comuniști, când au plecat din mănăstire în jur de 6.000 de monahi, vreo 4.000 de monahi și vreo 2.000 de clerici cu monahi la un loc. Este o carte scrisă frumoasă de preasfințitul Gherasim, episcopul Rădăuților, se cheamă Iarba din roata carului sau pelinul din calea, nu știu cum, zvo 3 volume, eu le-am citit pe toate și acolo era statistica cu cei plecați. Ei, din cei plecați, vreo 2800 s-au întors. Adică viața i-a readus înapoi. Am cunoscut un mare trăitor, pe care l-am la evlave și îl pomenesc cu respect, Părintele Ilarion Antohi, un om cu viață sfântă, era un fel de doctor filantrop la Siestria, cunoștea toate buruienile. Dânsul m-a învățat să citesc Psaltirea, dânsul m-a învățat să iubesc Psaltirea, m-a învățat foarte multe lucruri și dânsul spunea așa, orice greșeală ai face, să nu te uiți niciodată în urmă. Dumnezeu nici nu caută la greșeli. Tu să cauți tot timpul să fii cu fața la El. Și a murit foarte interesant, 80 și ceva de ani, un pravilist desăvârșit, un psaltirist desăvârșit, un smerit desăvârșit și s-a îmbolnăvit astăzi, așa în fugă, a aflat că are un cancer și la 3 zile s-a stins. Adică Dumnezeu a vrut prin acea mică boală să-i șteargă greșeala tinereții. Adică ea, sunt ferm convins că i-a dat un loc liniștit acolo unde îi se cuvine. Mă uitam pe Facebook aici unde cineva întreabă dacă ați încercat vreodată să convingeți pe cineva să se călugărească pe un tânăr. Ba, chiar am convins. De ce să nu conving? Mie mi-e drag să vină și eu țin la ei. Na, aici e o taina mea. Dar presupun că nu orice tânăr care vine la biserică, Nu, toți pe zevenchi trebuie să aibă niște calități. Uh-huh. Îl vezi că vine o vreme la biserică, îl vezi că e vlavios, îl vezi că se spovedește, îl vezi că citește cărți sfinte, îl vezi că e interesat, că vrea să vină pe la mănăstire, să stea pe la mănăstire. Uh-huh. Și bineînțeles că sunt vocaționali, nu se pune problema. Vocația n-a murit. Dar, în general, a apărut un fel de comoditate, de exemplu, în calitate de... Vă spun ce mi s-a întâmplat mie. E un tip care este stareț, nu contează mănăstirea, noi nu criticăm aici,
Și mă sună odată și îmi spune: părinte, dar n-ați mai trimis niciun tânăr la noi. Zic: bă, dar voi aveți 6 duhovnici în mănăstire. Aia spovedesc numai mândruțe? Îți duhovnici numai de fițe? Voi nu aveți tineri la spovedit? Ia fiecare aveți canon să îndemnați pe câte un tânăr să îmbrățișeze viața monahală. Când veți fi bătrâni, să aibă cine vă dau o cană de apă. Mi-a închis telefonul și nu mi-a răspuns de atunci. Adică nici nu l-am sunat, să nu vă faceți grijă. Adică cum... A, și răspunsul a fost următorul, că am vorbit cu un duhovnic din mănăstire. Zic: părinte, da, zic, de ce a avut starțul o reacție așa de ostilă? A spus că el niciodată nu-și pune obrazul pentru nimeni și sufletul pentru nimeni. Cine vrea să vie, poarta e deschisă, cine vrea să plece, poarta e deschisă. El nu garantează pentru nimeni. Dacă luăm lucrurile așa, nu mai facem nimic niciodată. Adică cine nu riscă, nu câștigă. Cine nu se dăruiește, nu primește. Dacă tu nu dai dragoste, n-ai să găsești dragoste în vecii vecilor. Iar dacă tu nu spui viața pentru aproapele, așteaptă ca să te mântuiești. Păi, n-am înțeles. Deci, părintele Paisio Laru nu mă știa pe mine cine sunt. Am fost la el prima dată în 1985. Cu o drăguță după mine, ca orice tânăr. Și l-am întrebat: părinte, dacă o să ne căsătorim? Și el îmi spune: ei, frăția ta, când o să vii la mănăstire, o să trebuiască să faci ascultare. Uite, acolo, 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 acolo. A, adică a ignorat efectiv ce i-ați spus, da, de căsătorie, nu? Și eu m-am uitat așa și am zis: zic, poate n-ați auzit bine, ea-i fata cu care vorbesc. Frăția ta, când o să vii la mănăstire, uite, o să trebuiască să faci asta, asta, asta. Și mi-a dat o carte pe chirilică. Eu nu citisem până atunci în chirilică niciodată. Știam că există cărți chirilice din astea vechi. Se numește Ilie Miniat, predici la praznice împărătești. După un an, când am intrat în mănăstire, mi-a spus așa: cu drag pentru fratele Constantin. M-a frământat toată iarna aia. M-am dus prin februarie iarăși, mi-a spus: mai pierzi mult timpul. Pe ea am lăsat-o afară, n-am mai luat-o, că mi-era frică să n-audă ce spune. Da, și în primăvară, când m-am dus, a spus: gata, de acum vii cu totul, ajunge cât de când pierzi timpul. Și m-am dus. Dar atunci a apărut prima dată ideea, când v-a spus... Când, nu, eu cochetasem de prin clasa 7, am blam la Putna, cunoșteam părinți mari din Putna, părintele Achind, care într-o zi și el o să trebuiască să fie în Sinaxar, un mare sfânt, părintele Tudor, părintele Damaschin, părintele Chesarie. Părintele Chesare, de exemplu, avea reputația în satul nostru că era o fată în comă sau o boală foarte grea. Au venit părinții la dumnealui și bătrânul a spus: aveți o batistă? A uns-o cu mir, a stropit-o cu niște aghiazmă dintr-o strică și a spus așa: puneți-i aceasta pe față și citiți Paraclisul Maicii Domnului. Și fata aia, care vreo lună, două, nu se sculasă din comă, a deschis ochii și a vorbit normal. Ei, deci era un mare trăitor. Oameni cu greutate, părintele Panvo, părintele Ofilact, oameni, părintele, mereu îi uit numele, părintele Natanail, apoi părintele care a deschis Sihăstria Putnei, Sebastian, un mare om, un adevărat om, și eu cu ei am trăit acolo, dacă eu am stat la 9 km de Putna, deci nu era ceva nou pentru mine. Dar n-am vrut să mă duc la Putna, că era aproape de casă. M-am dus la Siestria, că era mai departe. Chiar mi-aș zis: duhovnicu, da, da, du-te să te pună Victorin la vaci. Nu era mare problemă, că eu terminasem liceu agricol, nu era mare filozofie, deci era ceva normal și firesc. Și fata ce a zis? N-a zis nimic. Fata e căsătorită, are două fete, una și-a măritat-o, e bine, e în regulă, chiar am vorbit cu ea. Nu știu, când am avut un eveniment cu un prieten de-al meu, ne-am dus și ne-am întâlnit și era bucătar la respectivul restaurant unde am luat masa. Și a zis: știi că e și Silvia aici? Băi, zic, zi, sănătate, zic că ai cochem, zic, ce faci, ești bine, da. Și mi-a dat un pomernic să ne rugăm pentru a doua fată să se căsătorească. Nu, dar totul e firesc și normal, dar nu ne dăm în cap. Da, lumea, eu cred că înainte de Revoluție lumea era mult mai normală. Eu așa e părerea mea. Mie mi se pare că noi am pierdut firul autentic al filonului total românesc, total naționalist, total patriotic, total cu etos și tradiție românească, ortodoxă, sănătoasă, cam de prin 2000. Până în 2000 noi am fost total normali. De atunci parcoleacă la noi ceva, e o rotiță care scârție, nu, ceva nu-i firesc. Da. Și într-adevăr, dacă ne uităm astăzi, când am terminat de spus important, să luăm câteva mănăstiri de reper. Sihăstria, 100 de călugări, dintotdeauna o mănăstire cu tradiție și bună.
Putna, o mănăstire cu 100 de călugări, o mănăstire cu tradiție și bună. Vărate cu 400 de maici sau 500. Agapia, 500 de maici. Mănăstirea Cămărzani, o mănăstire nouă, un iumbeat pe care îl cunosc, un călugăr ultra-râvnitor, Părintele Ignatie. 100 și ceva de maici, deștepte, cu conservator, cu școli, cu sculptură, pictură, broderie, carte, traduceri, tipografie. Ce vrei, nu există mănăstire, nu sunt școli de idioți. Asta e o părere greșită, cine crede. Deci vocații mai sunt, dar sunt și mănăstiri. Vorba patriarhului Daniel, el avea această glumă când venea și întreba cât sunteți. 3, 5, 6. O mică mănăstire de supraviețuitori. Pentru că atunci când ești un 10, 15, 20, mai e cum e. Dar când ești 3, 4, 5, e greu. Adică nu se pune problema. Iar de ce nu avem vocații? Internetul ne-a stricat o parte din vocații, telefonul și iPhone-ul ne-a stricat o parte din vocații, lumea modernă, Occidentul, toate ne-au adus câte un aport din ăsta. Na, lumea ce a zis, bă, mă duc să stau într-o mănăstire, poate și anumiți factori interni, poate câteodată e supra-solicitare, poate e supra-muncă, poate e supra-greu. Recunosc și eu lucrul ăsta și eu mă simt câteodată obosit sau epuizat. Da, până la urmă a spus Apostolul Pavel, și când toate le-ați făcut, slujne trebnice să vă chemați. Și plus că acum mulți tineri, nu știu, folosesc un termen, nu vreau să jignesc, dar zic eu așa, prea mulți tineri s-au născut deja obosiți. Dacă eu am 58 de ani și nu mă plictisesc, și mie îmi spune un preot de 30 de ani, dar ce atâta maslu? Dar ce vrei să facem, tată? Sarmale? Ce vrei să facem? Salată biof? Maslu facem, că asta are nevoie omul. Unde credeți că se va ajunge? Adică, cum va fi călugăria peste 20, peste 50 de ani, cu toată tehnologia aceasta? Eu cred că dacă noi, generația mea și cei actuali, păstrăm frumos acest filon spiritual curat, cu liturghie zilnică, cu respect față de sfintele moaște, de icoane, de evlavie, de tipic de credință, nu cade niciodată. Din totdeauna se vor naște acei oameni aleși și râvnitori. Noi avem, de exemplu, undeva un călugăr la mănăstire, Părintele Ioan, care eu mă închin în fața lui ca la Ava Moise din Pateric. Omul ăla care a fost om căsătorit, a ieșit la pensie, a trecut prin mănăstire, a plăcut cum arată, a venit și s-a statornicit acolo. Fierar, sudor, mecanic, tot ce vrei știe. Practic, acum avem un alt domn, tot în vârstă, fratele Marcel, la fel de priceput, electrician, frezor, toate nebunile le știe să le fac. Zic, uite cum Dumnezeu trimite omul potrivit la locul potrivit. Și a spus, părinte, eu cât mai am, vreau să trăiesc la mănăstire. Foarte bine, cu drag. Deci, nu se întâmplă lucrul ăsta. Iar Părintele Ioan are atâta evlavie, majoritatea oamenilor când vin, unde e Părintele Ioan? Și el e un monah, nu-i preot. Preoții tineri sunt plictisiți. Au făcut liturghie și se duc la chilie, că deja sunt obosiți. Părintele Ioan stă de dimineață de la 8 până seara 9, când se pleacă ultimul creștin din mănăstire, și la tăți le dă bomboane, îi învață, le povestește, îi sfătuiește și nu se plictisește. Deci, cum e interiorul, cum e lucrarea? Noi avem o explicație în filocalie în care spune așa, sunt trei stări duhovnicești. Prima este harul, când te îmbată și te aduce ca floarea care o miroși și simți nevoia să o rup din grădină, să o pui în sân sau în vază sau în buzunar sau să o ții în mână. Apoi este părăsirea harului, când începi să rămâi pe forțele proprii și dacă depășești etapa asta, aici apare divorțul de Dumnezeu, aici apar rupturile. Și dacă depășești etapa asta, următoarea etapă, când vine din nou încălzirea, nu te mai răcești niciodată. Mai vreau să vă întreb pe pagina de Facebook, dacă un băiat rebel își poate găsi locul la mănăstire? Își poate găsi. De exemplu, noi avem un băiat foarte iute din fire, dar foarte gospodar, foarte harnic, foarte priceput. Și le-am spus la toți, lăsați-l în pace, nu trebuie să-l provocați. Noi n-am venit la mănăstire perfecți. Mănăstirea este un spital duhovnicesc unde vin buni și nebuni. Important e ca la sfârșitul vieții să fim toți buni. Nu, la mănăstire nu vii că ești perfect, vii să te perfecționezi. La școală nu te duci că ești învățat, ca să înveți. La medicină nu te duci că ești medic, ca să devii medic. Dar există deconectare. Să știți că e o mare prostie de a crede, e o mare prostie de a crede că în mănăstire este un stres universal. Nu.
Călugărul are un telefon, are un internet, are un calculator, are un radio, are un televizor. De exemplu, eu nu m-am uitat la televizor de mai bine de un an de zile. Am văzut că sunt aceleași porcării, aceleași minciuni, aceleași mizerii, aceleași povești nemuritoare, aceleași vrăjeli întoarse pe toată partea. L-am lăsat acolo, nu l-am aruncat, am pus pe el un prosop mare alb de baie și am zis, băiete, spusnic te vei chema de acum, taci. Și nu i-a mai dat drumul. Da, aceleași porcării în fiecare zi. Credeam eu că trebuie să fiu un pic informat. Mă uitam seara la 10 la știrile Trinita să văd pe unde a mai slujit arhierei, ce biserică s-a mai sfințit, ce mai noutăți a apărut, cărți, documente. Dar după aia m-am plictisit, îmi las că nu mai pierd eu vremea și cu asta. Pentru că mă trezeam câteodată furat și câte o oră jumate. Și în timpul ăla face altceva, mai bine conspectez dintr-o carte. Uite, referitor la internet, foarte multă lume spune, lume din lumea modernă, de ce le trebuie călugărilor telefoane până la urmă cu internet? Ar putea avea un telefon din acela de pe timpuri doar cu butoane? Da, e o părere, e o părere total greșită și am să vă spun exact de ce. Eu am telefon cu internet unde aș putea să mă uit la toate pornografiile și toate prostiile. Nu mă interesează, nu mă dă pe spate. Eu țin pagina doar ca să citesc. De exemplu, scrii despre Sfânta Treime, despre cutare, despre cutare. Și îți apare ce spune profesorul cutare, profesorul cutare, profesorul. Și îți caut subiecte de predică, material pentru predică, tot ce vrei să găsești. Și întrebarea mea este, noi suntem în pușcărie sau suntem în iubire de Dumnezeu? Că unul e prostuț și nu știe să folosească internetul, mă îndoiesc. Dar eu întreb un singur lucru. Dacă Dumnezeu îi punea două cătușe lui Adam pe mână și îl priponea de un pom în rai și spunea, aici stai că te mut eu mai încolo la alt pom, mai avea loc libertatea de sine, mai avea loc mântuirea omului prin liberul său arbitru? Nu. Nu știa Dumnezeu că cade Adam? Nu putea când a întins mâna în pom să-l pocnească atunci pe loc? Nu. Greșește ca să știi că nu-i bine. Și cel ce greșește, într-o zi știe că nu-i bine. Sunt mănăstiri unde, vai de mine, nu-i voie cu telefon. Călugării tot au telefon și tot pe ascuns se uită și tot pe ascuns îl folosesc. Eu le-am spus la toți stariții care-i cunosc. Nu faceți această prostie. Este pușcărie necondiționată, nefolositoare. Lasă-l. Dacă telefonul ține în mănăstire, e o virtute și dacă telefonul scoate din mănăstire, e un serviciu. Înseamnă că el nu are chemare în locul ăla. Înseamnă că telefonul e mai presus de chemare. Și mi-a zis unul din stariți, părinții, știi, cu tare își pierdea vremea câte două, trei ori telefon și într-o zi a plecat. Cu atât mai bine, și el și telefonul. Da, și cer. Da, de ce trebuie să chini unii pe alții? Mulți chemați, puțini aleși. Dar asta nu înseamnă că tu trebuie să-l consideri pe călugăr un sclav. Nu, el trebuie să fie un lord. Ești în slujba lui Dumnezeu? Fă-ți datoria ca un ostaș, ca un general, ca un slujitor al împăratului. Dacă împăratul tău știi că vede tot, de ce trebuie să-ți faci tu probleme că te urmărește starțul sau duhovnicul? Tu teme-te de împărat. Cum se pleacă din mănăstire? Cu mașina, cu piciorul. Nu există nicio, nu știu, dezlegare sau... Da, dezlegarea și-o ia dumnealui singur când pleacă. De obicei când vin ziua și când pleacă, uneori pleacă noaptea. Dar nu se mai întâmplă nimic oficial, să spunem. Nu. Este așteptat o zi, două, o lună, un an, doi și dacă nu mai apare și nu dă niciun semn, dar majoritatea au mai dat semn. S-au întors să iau blagoslovenie, s-au întors să spovedească, că le pare rău, că nu știu ce, că nu știu cum. Adică nu rămâne o relație din asta, gata, când îl vezi, arunci cu pușca după el. Nu. Dar tot el regretă. De exemplu, mulți s-au mai întors, s-au mai încercat și a doua oară, alții au încercat și a treia oară, alții n-au reușit. Da. Dar nu îi fugărește nimeni. Nu, totul e la... Știți cum spune Teofil Părean, duhovnicul ardealului de la sâmbăta. Binecuvântare celor ce vin, pace celor ce stau, bucurie celor ce pleacă. Cam asta fi și concluzia, nu? Da! Deci, nu-i, călugăria nu este o pușcărie în care l-ai băgat în niște temnițe și el... Nu, sunt călugării în domeniul romano-catolic numiți benedictini sau franciscani, nu știu exact ordinul cum se cheamă, care dânsii stau tot timpul ca niște zăvoriți doar în chiliuța lor, ies doar la mâncare și la slujbă, nu au contact cu lumea, doar citesc, se roagă, se pocăiesc, plâng, nu știu ce fac, nu cunosc doctrina și nu mă interesează.
Și stau așa ca niște zăvorâți. Avem și noi zăvorâții, avem și pusnici, și cu internet și fără internet, și cu indicator și fără indicator, și cu har și fără har, și înainte văzători, și nevăzători, și prea văzători, deci de toate. Dar cel mai autentic om îl spune Isaac Siru. Cel ce pururi aș vede păcatele sale și știe să le plângă și slujește pe Dumnezeu cu credință, evitând să cadă și luând aminte să nu cadă, acela este călugăr desăvârșit. Mulțumim. Cu respect și bucurie tuturor din cinul monahal să îi păzească Dumnezeu cu har și binecuvântare de sus până la sfârșitul vieții. Sărutăm! Părintele Calistrat a fost alături de noi. Vă invit să dați un like și un share și să rămâneți în continuare și împreună cu Valentin Buțanu de la ora 14:30 și cu Georgiana Dan de la ora 16. Să aveți o zi frumoasă!